Bună seara și Hristos a înviat! Sper că ați sărbătorit cu toții o zi de duminică, Duminica Paștelui, minunată. Sunt Ana Pârloagă și împreună cu Claudia Himeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, precum și fondatoarea Centrului Amaneser, vom vorbi astăzi despre un subiect tare drag mie, și anume armonia cu energia cristică și cu energia Paștelui. Bună seara, Claudia! Hristos a înviat! Adevărat a înviat, Ana! Mă bucur să fiu din nou aici, să într-o zi atât de specială și de frumoasă, cu energia blindă, a compasiunii, a iubirii necondiționate, ca să putem să ne bucurăm cu toții de ea. Și eu sunt tare bucuroasă și aș vrea să trecem direct la subiect, pentru că sunt foarte multe de zis și știu că tu ai foarte multe informații să ne oferi în această direcție. Poți să ne spui ce înseamnă pentru tine Paștele, în primul rând? Și energia Paștelui? O să vorbesc de două planuri. Pentru mine Paștele, de când eram mică, era o întâlnire cu Isus. Deci eu fiind catolică, trăind din Bolivia, deci noi săptămâna mare o trăim foarte mult cu biserica. Deci de miercuri facem o slujbă specială unde se binecuvântează apa, focul. După care în vinerea mare facem, nu știu cum se zice exact în romana, dar ca un fel de procesiune unde sunt cele 14 opriri, sunt 14 opriri unde ne rugăm și ne reamintim de tot drumul pe care l-a avut Iisus până a fost pus pe cruce și ne reamintim tot procesul acesta și pentru mine era important să mă gândesc ce legătură avea cu mine. În mod intuitiv, să zicem, când eram mică și mă gândeam când el cadea, cum cad eu, cum se ridica, cum mă ridic eu, cum ar vrea Iisus să mă ridic eu, cum aș putea eu să am puterea lui de a duce mai departe anumite lucruri. Și era o întâlnire cu mine și cu ceilalți. Deci procesiunea asta în cartierul unde stăteam eu ținea vreo 2 ore și ceva. După care îl duceam din nou în biserică și îl acopeream pentru că murise și atunci îl redescopeream duminică învierii. Și era acest proces. Și reînvierea pentru mine era întotdeauna o bucurie, pentru că de mică mi-am dorit să lucrez pentru a ajunge într-o zi la iluminare și atunci reînvierea lui mi se părea așa minunat. Deci putem să reînviem, putem să trăim veșnic, putem să evoluăm în direcția aceasta până la ascensiune și așa. După care am învățat despre dimensiunile, cum se face, ce înseamnă de fapt iluminarea și am înțeles că putem ajunge și noi acolo. Când ne vom dezvolta suficient de mult în lumină și vom integra umbra noastră suficient de mult, astfel încât să putem și noi să ascensionăm. Și partea asta a fost foarte importantă pentru mine și este o parte care atunci când am venit în România mi-a lipsit. Pentru că nu știam multe, nu știam unde să regăsesc. Acele evenimente care la mine în Bolivia țineau 2 ore, 3 ore, aici țineau mai puțin. Și atunci îmi dădea mie mai puțin timp ca să fac paralela între ceea ce se întâmpla în ritul din biserica și viața mea de zi cu zi, dar era mai greu pentru mine să o fac acasă sau în alt moment. Acum, din punct de vedere energetic sau din punct de vedere spiritual, cred că este un moment foarte important în care noi regăsim iubirea necondiționată din scânteia noastră divină. De sărbătorii, parcă suntem cu toți mai buni, parcă suntem mai compasivi, parcă îi vedem mai mult pe ceilalți și cred că este tocmai apropierea aceasta. Din experiențele mele energetice sau spirituale,
eu percep o anumită energie care coboară. Nu știu cum să zic altfel, sau iese din mama pământ, nu știu. Dar este o energie care vine de sărbătorii, pentru că toată lumea e mai compasivă, este mult mai... Suntem susținuți altfel de ancestrii noștri, de... Este o altă energie care o percep atât de Paște cât și de Crăciun. Și cred că această energie comună pe care o avem cu toții ne apropie mai mult de ceea ce suntem noi ca esență. Niște ființe divine într-un corp uman. Sigur, viața noastră este care este, facem cosonac, ne întâlnim cu oameni, mâncăm, facem... mergem la biserică, ne întoarcem, aducem lumina acasă, etecând în funcție de fiecare cu credințele sale. Dar cred că compasiunea, iubirea necondiționată, bucuria de a fi cu ceilalți, împăcarea sau încercarea de a fi împăcat cu tine și cu ceilalți, cred că este un lucru comun peste tot în pământ. Și cred că asta ne aduce să fim mai conectați cu noi și cu ceilalți într-un fel diferit. Și cred că în momentele acestea se poate schimba anumite percepții pe care le avem asupra vieții sau asupra oamenilor. Sunt momente bune pentru a medita sau a ne ruga și câmpul ăsta ne ajută să fim mai clari și putem avea momente de aha sau un pic mai ușor decât într-o zi obișnuită a anului. Ai menționat despre scânteia divină. Poți să ne explici puțin ce înseamnă scânteia divină și cum putem să ne conectăm cu ea? Deci, scânteia divină e acea bucățică din Dumnezeu care o avem în noi. Okay. Una și aceeași cu El. Din energia aceea, din scânteia aceea noastră, e una cu Dumnezeu, are aceeași esență, aceeași conștiință, aceeași natură. Și de acolo pornim noi ca sufletele și în întruparea aceasta. Este esența noastră sau amprenta noastră care ne menține uniți întotdeauna cu Dumnezeu. Deci nu peste ea, dar cumva sufletul nostru ne dă forma pe care o avem acum, dar sufletul nostru este strâns legat de scânteia noastră divină. Nu sunt același lucru, cumva sufletul nostru e, ca să fie ușor de înțeles, e ca o proiecție a scânteii noastre care ne dă formă, pentru că în corpul nostru fizic vibrăm, viteza noastră, să zicem, de mișcare e un pic mai lentă decât la viteza conștiinței divine sau lui Dumnezeu. Și cum putem să ne conectăm cu scânteia divină? Sau este recomandat să ne conectăm cu scânteia divină? E la dorința fiecăruia. O avem oricum în noi, pentru că ea întreține viața din noi. Și cumva sufletul ne gestionează împreună cu scânteia noastră divină. Și cum spun eu, e suficient să ne dorim ca să se și întâmple. Ideea este că gândurile noastre, comportamentele noastre, multe emoții pe care le avem și le întreținem în viața sau le menținem în interiorul nostru, pentru că au alta mișcare, mult mai lentă, cumva nu ne permite să menținem conectarea cu esența noastră. Suntem mult mai conectați, adică atenția noastră, dacă este pe o frică, pe o suferință, pe o dorință, energia noastră se duce acolo și mai puțin în esența noastră, de unde putem să le gestionăm pe toate. Înțelegi? Deci persoanele, de exemplu, îmi amintesc că acasă, când eram mici, când eram supărați cu un prieten sau ne certam la școală cu cineva, ne mai întrebau și mama, dar și alți adulți, ne mai întrebau, dar inima ta ce vrea? Sufletul tău ce vrea? E greu să explic în cuvinte, pentru că nu este vorba de o teorie, sunt, nu știu cum să spun,
paliere diferite în interiorul nostru pe care noi putem să le accesăm, doar că de multe ori nu știm cum sau de multe ori punem piedici. Dar întrebarea asta ne scotea cumva atenția din mintea noastră sau din emoțiile noastre, ne conecta cu inima noastră sau cu sufletul nostru. Și copiii fiind, ziceam, păi sufletul meu vrea să fie prieten cu el. Dar mi-a făcut, mi-a adres, nu? Știi? Dar cumva puteam să le vedem în paralel. Și asta încerc să vă transmit. Nu este... Adică nu trebuie un curs, nu trebuie multe lucruri ca să putem să facem asta. Este la început să mutăm atenția în zona aceea. Acum, pentru că ne trebuie și un reper fizic, mutați atenția în piept. Da? Deci în piept este inima noastră, este cumva sufletul nostru, se află scânteia noastră divină, este chakra nahata, care e ca un fel de ușa sau un punct de întâlnire între energia noastră care vine din pământ și energia cerului. Cumva între corpul nostru fizic și tot ce avem de făcut fizic și latura noastră spirituală, credința noastră, în funcție de fiecare cu religia sa sau cu credința despre divinitate sau univers sau viața, acolo se întâlnesc. Și atunci zona aceasta, când ducem atenția fizic pe zona aceasta, avem o ușurință în a ne conecta cu emoțiile noastre, cu sufletul nostru, cu scânteia noastră divină. Deci dacă doar respiram cu atenție aici, o să începe să simțiți diferit. Dacă vă doriți și intenționați să vă conectați cu sufletul, o să simțiți diferit. Și când o să doriți să vă conectați cu scânteia divină, de asemenea, o să vă conectați, o să simțiți diferit. Poate la început nu o să sesizați, pentru că mintea o să zică, oare e aia, oare e aia, dar ce trebuie să simt? Dar când facem asta, atenția noastră continuă să fie aici, nu e aici. Deci, primul, să zicem, ca să putem să ne conectăm, este important să doar ascultăm gândurile, să le lăsăm să plece ca un tren și la un moment dat să putem muta atenția din raționalizarea, din ceea ce trebuie să facem bine, din... să le lăsăm încetul cu încetul deoparte ca să ne conectăm cu zona aceasta. Și după care lucrurile încep să se simtă altfel. Da? Deci o altă modalitate de a te conecta este prin conectarea cu emoțiile tale. Da? Recunoștința, bunătatea, compasiune, iubirea necondiționată ne aduc mai mult în zona aceasta și este mai ușor să conectăm cu sufletul nostru și cu scânteia noastră divină. Da? Pentru asta este necesar, măcar pentru un timp, să lăsăm deoparte supărările, emoțiile, rânchiuna, ură, blocaje emoționale, inhibiții. Dar e un proces. Pe măsură ce aducem atenția în zona aceasta, ne conectăm cu acea iubire necondiționată, cu acea înțelepciune pe care o avem în sufletul nostru și în scânteia noastră divină. Cum ar arăta viețile noastre dacă am trăi în permanență conectați cu sufletul nostru și cu scânteia noastră divină? Vorbesc imaginar acum. Cum îmi imaginez eu, nu știu dacă o să fie așa, dar cum îmi imaginez eu este că am vorbit mai puțin, pentru că nu ne-am justificat așa mult, n-am avea de ce. Am putea să ne arătăm așa cum suntem, adică când nu-mi convine ceva, să pot să zic în mod liber, nu-mi convine, să pot să mă ascult, să fiu conectată cu mine, să pot să zic asta, știind că celălalt va primi ceea ce spun în sensul în care le spun eu. Pentru că și celălalt își da dreptul de a se asculta și de a spune ce are, fără idei ascunse, fără ce-or vrea, ce...
Știi? Am fi mult mai responsabili de noi, de gândurile noastre, de emoțiile noastre, de comportamentele noastre, de corpul nostru, de felul în care ducem viața mai departe. Adică ne-am dat seama că suntem absolut responsabili de tot ceea ce ni se întâmplă. Că nimeni nu ne face ceva și că noi nu facem ceva altora. Că este interacțiunea dintre noi doi care poate să aibă o învățătură pentru noi. Și nu le-am, cum ziceai tu, nu le mai luăm atât de personal. Cred că fiecare ar putea să se regăsească locul în lume mult mai ușor, să-și găsească vocația sau ce are de făcut în lume mult mai ușor și am putea unii cu alții să creăm o lume mai bună. Dacă eu știu că ceea ce sunt eu acum se exprimă în felul acesta și că felul în care ești tu se exprimă în felul acesta, ele se vor armoniza. Și când nu se vor armoniza, vom ști că nu e momentul pentru noi și vom merge mai departe, fără atașamente, fără legături, fără supărări, fără ură. Cu toții avem capacitatea de a ne conecta cu scânteia divină dacă ne dorim acest lucru? Da. În primul rând este necesar să credem. Dacă nu credem că există, nu putem să ne conectăm cu ea. Dacă credem că suntem doar mintea și creierul sau nu putem să ne conectăm cu sufletul nostru. Dacă nu credem că există, la fel în funcție de credințe, o energie care face că lucrurile în univers să funcționeze așa cum funcționează. Știi energia aia care, sau conștiința aceea care face că planetele să nu se ciocnească unii cu alții și ziua să fie de 24 de ore pe planeta noastră și că planeta noastră se învârte în jurul unui soare și că soarele astea se învârte în jurul altor soare și că toate planetele se mișcă în univers fără să se ciocnească, fără să se lovească, fără nimic, adică este o armonie, cum animalele și plantele pot să conviețuiască pe pământ, cum se ciclul apei sau cum schimbăm, știi cum se schimbă în timpul anului temperatura și cum plantele cresc în funcție de temperatură, adică există un ceva care le face să funcționeze în armonie. Că-i numim viața, energia, conștiința, Dumnezeu sau cum numim, există acel ceva care întreține viața în univers, în planeta noastră și în interiorul nostru. Dacă noi începem să vedem lucrurile așa, putem să ne conectăm cu acel ceva. Deci pentru mine se numește suflet și scânteia divină. Și cred că acel ceva care eu îl numesc Dumnezeu sau sursa este în interiorul nostru și mereu suntem conectați cu ei. Și dacă credem acest lucru, putem să ne conectăm sau să ne reconectăm. Și practic în momentul în care noi ne conectăm cu scânteia noastră divină, ne conectăm automat la toată această armonie? Da. Și atunci lucrurile s-ar manifesta cu mai multă ușurință, tocmai că vin dintr-o armonie perfectă, practic. Da și nu. Adică toți putem să ne conectăm cu ea și să funcționăm în armonie, dar asta nu înseamnă o armonie conștientă, adică suntem noi conștienți că formăm parte din univers și o facem conștient. Asta okay. Nu înseamnă că atunci când nu suntem conștienți de asta, noi nu funcționăm în armonie cu universul. Pentru că din momentul în care noi trăim, ducem o viață, avem niște relații, facem lucruri în viață, suntem în armonie cumva cu universul, facem parte din el. Păi și atunci care e diferența? Gradul de conștiință. Sunt eu conștientă de sau nu sunt conștientă de? Poate o plantă care funcționează în perfectă armonie cu natura și cu planeta nu e conștientă cum putem să fim noi, că face parte din asta, dar noi avem această putere care putem să o folosim sau nu. Depinde
unde ne duc credințele noastre și unde se duce atenția noastră. Și cum putem să folosim această putere? Care este beneficiul real în momentul în care ne conectăm cu scânteia divină? Simțim o mai mare ușurință în a ne manifesta pe noi? O să-ți povestesc o experiență pe care am avut-o într-un Crăciun, cred că în 2002, 2003, nu știu, oricum, acum mulți ani. Și atunci făceam niște exerciții de Qigong de noaptea de Crăciun. E tot sărbătoare, dar v-am spus că pentru mine Crăciunul este precum Paștele la voi și de aia îl aduc în discuție. Deci aveam acea stare de conectare și cumva la 12 noapte am văzut și am simțit un ceva roz care inunda tot orașul. Mi se pare că era peste tot. Probabil era peste tot în lume, dar puțin contează. Deci toată camera mea unde eram, era roz, eu eram roz, totul era roz. Și am simțit foarte diferit. Atunci era o perioadă un pic mai grea pentru mine, dar știu că după noaptea aceea am văzut totul diferit. Mi se părea că lucrurile, adică aceleași lucruri care mi se întâmplau, adică aveam, deja deschisesem centrul, adică munca mea era aceeași, a doua zi mă duceam la o prietenă, a treia zi mă duceam la muncă, aveam ședințe, grupuri, adică tot ce făceam normal. Dar le vedeam total diferit. Eu zic așa, vedeam totul mai roz la propriu, dar starea mea se schimbase. Adică înțelesesem ceva despre esența mea și se schimbase ceva. Am devenit mult mai răbdătoare, am devenit mult mai liniștită, am devenit mult mai înțelegătoare cu mine și cu alții. Și pe lângă asta s-au declanșat tot felul de lucruri în interiorul meu care a fost necesar să le integrez și să le lucrez ca să pot să mențin acea stare, pentru că de atunci tot o perioadă de timp tot vroiam să mă întorc la ea și emoțiile mele sau programele mele nu mă lăsau, le lucram, dar cumva aveam un alt reper. Deci așa s-a schimbat la mine. Pentru alte persoane poate să fie, se schimbă ceva într-o relație sau văd ceva la, nu știu, într-un film și se conectează și simt altceva. Sau văd lucrurile altfel și încetul cu încetul începe procesul acesta prin care noi ne conștientizăm că e important să ne iubim mai mult, să fim mai blânzi cu noi, că avem sclipirile acelea că parcă mă dau prea mult în cap, parcă toată lumea este împotriva mea, parcă m-am plictisit să sufăr atât de mult sau nu mai convine chestia asta sau aș vrea altceva sau admiram pe cineva cum a ajuns să evoluat sau în orice domeniu. Și apare acea direcționare, cum zic, sufletul întotdeauna ne trage de mâneca și ne zice, uite, pe aici este drumul. Da, te simți scufundată, dar pe aici este drumul. Uite, pe aici o să-ți fie mai bine. Și dacă începem să ascultăm aceste mici intuiții, care toți le avem, ne conectăm din ce în ce mai mult. Dar în același timp, eu sunt convinsă că toate evenimentele pe care se întâmplă în viața noastră, pe lângă că le-am atras noi într-un fel sau altul, ne arată ceva despre noi. Ne ajută să ne conectăm cu noi. Să ne regăsim esența sau să găsim drumul către esența noastră. Să găsim acel volovan pe care l-am pus și de care ne dăm cu capul tot timpul când vrem să mergem în direcția aia. Până când o să înțelegem că noi l-am pus și putem să le scoatem, putem să le ascultăm, putem să facem ceva frumos din el, putem să îl distrugem, putem să facem ce vrem cu el. Pentru că a fost creația noastră. Și atunci revenim
cumva revenim în puterea noastră, devenim responsabili de tot ceea ce suntem. Nu mai judecăm așa mult, că acolo vine partea de înțelegere și atunci apare partea aceea, nu știu, regăsirea unui echilibru. Parcă nu mă mai deranjează așa mult ce a făcut tatăl meu când eram eu mică, parcă când mama mă critică, parcă nu mă doare așa mult. Și încep să apară schimbării și încetul cu încetul ne reconectăm cu acea iubire necondiționată, care cred că este foarte importantă acum și cred că este ceea ce Iisus a adus pe pământ. Putem să simțim cu toții iubire necondiționată? Este un concept despre care am auzit și păreri pro, cum că am putea să simțim, și alte păreri care spun că nu avem noi ca oameni capacitatea de a simți această iubire necondiționată. Potențial avem. Adică potențial în interiorul nostru avem această capacitate. Când ne conectăm cu sufletul și când ne conectăm cu esența noastră divină, atunci cred că pot să simți iubirea necondiționată. Dificultatea noastră este să o menținem. Când cineva ne critică, când copilul nu face ce vreau, când nu mi-a ieșit proiectul la muncă, când vecinul ascultă muzică tare când eu vreau să dorm, sau etc., în momentele alea, multora le este foarte greu să mențină acea iubire, pentru că noi trăim într-o lume în care iubim condiționat. De aceea vrem să fim aprobați, de aceea vrem că, știi, e condiționat, dacă faci așa, dacă nu faci așa, relațiile sunt într-un fel, relațiile sunt altfel, vorbesc și în familie, și la munca, și în societate. Și iubirea asta nu este neapărat necondiționată, pentru că, ca orice în viață, are un ciclu și o evoluție. Și atunci noi trăim tot felul de iubiri. Ne naștem copii, iubim părinții, frății, surorii, familia într-un fel, după care mergem la grădinița, la școală și vedem că lucrurile sunt diferite pe acolo și simțim lucruri diferite cu prietene din cartier, după care când evoluăm în adolescență, când găsim cu cine să împărtășim viața sau avem mai mulți, nu știu, știi, se schimbă când avem un copil sau... Avem tot felul de emoții vis-a-vis de ceilalți legate de iubire. Deci nu e aceeași iubire. Și societatea ne-a învățat să condiționăm. Și atunci, ca să fie bine, noi renunțăm de multe ori la noi. Ca să fie bine, încercăm alte ori să impunem celorlalți cum să fie. Și toate sunt în numele iubirii. De multe ori se confundă iubirea cu dependență. Da? De exemplu, când zicem nu pot să trăiesc fără el sau fără el, mă sufoc. Asta e dependența. Nu e iubirea. Da? Iubirea eliberează. De-aia ne simțim foarte bine când suntem îndrăgostiți. Se deschide inima, parcă plutim peste tot pentru că energia circulă mai liber. Vedem doar părțile bune a tuturor. Da, pentru că avem starea respectivă, dar nu o menținem în timp, pentru că încep să apară atașamente care vin, programele dinamici, credințele noastre din trecut, care își pun amprenta în prezent. Și atunci zice, nu, trebuie să fac așa, trebuie să fun așa. Păi nu s-a comportat nu știu cum, dar ce o să zică mama, dar ce o să zică vecinul, dar ce o să zică cei de la job sau... Și atunci limităm experiențele noastre. Deși pe măsură ce ne atașăm mai mult de ceva sau de cineva, pentru că nu vorbim acolo doar de persoane, pot să fie animale, pot să fie lucruri, cu cât ne atașăm mai mult, pierdem din libertate. Și iubirea eliberează în credințele mele. Când iubim, întotdeauna apare o extindere a pieptului, apare un zâmbet, ne strălucesc ochii, ne îndreptăm, apare o stare plăcută.
De multe, când există un atașament puternic sau o dependență, la pierderea acelor senzații apare tristețe, abandonul, respingere, desamăgire, singurătate, frica. Da? Deci, și noi confundam, noi zicem că suferim de iubire. Eu nu cred că suferă nimeni de iubire. Toată lumea vrea să simtă iubirea și cât mai necondiționată din punctul meu de vedere. Toți ne dorim să fim acceptați așa cum suntem. Toți ne dorim să fim iubiți așa cum suntem, fără să trebuie să facem absolut nimic. Și cumva este o amintire a iubirii necondiționate, că suntem bine așa cum suntem. Dar apar tot felul de condiționare pe care le-am învățat și le avem noi în subconștient. Și atunci, pe măsură ce lucrăm cu interiorul nostru, ne conectăm cu noi, lucrăm cu emoțiile noastre negative, cu credințele noastre, cu relațiile noastre, recadrăm multe concepte în interiorul nostru, gen de la numerit, să pot să mă recadrez și să lucrez astfel încât să mă simt că merit, sau dacă cred că nu sunt destul de bun sau bună, să pot să lucrez și să pot să mă simt în stare să-mi realizez dorințele, să-mi satisfac nevoie, să-mi duc viața mai departe. Deci procesul ăsta ne conectează mai mult cu noi. Pe măsură ce ne conectăm cu noi, ne conectăm cu esența noastră. Și cred că încetul cu încetul vom ajunge să simțim acel potențial pe care îl avem în interior. Dar cred că ca esență, noi, ca orice creație în univers, suntem făcuți din iubire, necondiționată. Suntem în seara Paștelui. Cum putem să ne armonizăm cu energia Paștelui, cu energia cristică? Este vreun exercițiu pe care îl putem face prin meditație? Putem să găsim un moment de liniște cu noi. Fiecare unde se simte mai în liniște. Lângă un copac, în pat, în camera sa, într-un loc anume, pe stradă, în natură, nu contează. Și în acel moment să fim în contact cu atenția în piept, atenți la respirația noastră. Și cu atenția aici să trăim câteva clipe cu dorința de a ne conecta cu noi. Poate să fie util în momentele alea pentru anumite persoane să se roage. Pentru că în setul lor de credințe, rugăciunea repetată va crea o anume conectare cu partea lor divină. Pentru că este energia care se pune în mișcare, pentru că atunci când ne rugăm, ne rugăm la divin. Și cumva apare o stare oarecum meditativă dacă rugăciunea se repetă și intră în stare de rugăciune. Dar respirația, să ne concentrăm, cei care meditează să pot să mediteze cu atenție în suflet, cu intenția de a se conecta cu sufletul și cu scânteia divină, ca să putem accesa toată acea parte necondiționată și acea înțelepciune divină care o purtăm în noi și de multe ori ne este greu să ajungem la ea, să putem să o manifestăm în viața noastră de zi cu zi. Cum arată energia cristică? Putem să o vedem cumva sau pur și simplu o simțim? Din ceea ce am perceput eu, este ca o apă cristalină cu multe cristale colorate curcubeu, din ceea ce percep eu. Adică când intru în contact cu ea, ca și cum aș fi într-o apă cu cristale care au multe culori, ca diamante mici, dar se văd roz, bleu, mov, verde, portocaliu, care strălucesc așa peste tot. Deci, pentru mine are legătura cu, chiar cu cristale, adică forme, cum sunt cristale, cum sunt ametiste sau cum sunt foarțuri sau care strălucesc. Putem să ne conectăm cu energia cristică doar în această perioadă sau putem să ne conectăm oricând ne dorim? Oricând ne dorim. Deci este o energie care ne conectează cu esența noastră.
cu iubirea necondiționată, cu înțelepciunea divină, care ne dă acea informație și acea energie a iubirii necondiționate. Și încetul cu încetul, ea ne va arata ce avem de integrat și ce avem de manifestat, ce avem de făcut. Ne va ghida încetul cu încetul. La fiecare e foarte adaptativă din punctul meu de vedere. Deci sufletul nostru se adaptează la credințele noastre și ne va ghida tot timpul. De aceea, de multe ori, când îi zicem, dă-mi un semn și zicem, dacă mă duc nu știu unde, înseamnă că, dacă apare o pasăre, înseamnă că pe acolo trebuie să mă duc. Și fix apare o pasăre. Și ne ducem pe acolo. Sau nu ne ducem și după aceea zicem, trebuia să-mi fi dus. Dar toate semnele astea sunt lucrurile prin care sufletul nostru se adaptează cumva la aceste lucruri ca să ne ghideze. În același timp ne trimite semne, dar se adaptează și la cum înțelegem noi ca să putem să mergem. Că dacă ne trimite un mesaj codificat și noi nu înțelegem, facem așa și gata. Adică are grijă să putem să urmărim ceea ce ne spune. Dacă ar fi să ne faci o recomandare de o practică zilnică sau săptămânală, astfel încât să rămânem cât mai mult în conexiune cu scânteia noastră divină și conectați cu iubirea necondiționată, care ar fi acea recomandare? 5 minute pe zi, respirați cu atenție în piept, dorindu-vă să vă conectați cu esența voastră divină. Și esența voastră divină este scânteia divină. Și încetul cu încetul o veți simți. Dacă o simțiți din prima, super, bravo. Dacă nu o simțiți din prima, practicați mai mult până când o simțiți. Ne dăm seama când o simțim? Da. Și până o simțim, ce ar putea să apară? Ar putea să apară anxietăți sau nervi sau anumite senzații, chiar dacă noi avem intenția să ne... La fiecare va fi diferit. La fiecare va fi diferit. Câteodată când avem piedici ca să ajungem acolo, ne vor arata cum să trecem printre ele sau cum să le rezolvăm ca să ajungem acolo. Sau vom ajunge direct acolo dacă nu sunt. Și se simte. Se poate, în funcție de... Sunt persoane care sunt mai receptive visual sau auditiv sau kinestesic, prin mișcare sau prin senzații. Și atunci semnele apar unde suntem noi mai receptivi. Unii vor vedea imagini sau culorii, alte persoane vor percepe anumite sunete, persoanele mai kinestesice sau mai sensitive pe fizic vor avea senzații în corp. Adică nu există un, din punctul meu de vedere, așa trebuie să se simtă, ci fiecare va simți în felul său. Da, ceea ce voiam eu să înțeleg este că dacă nu simțim din prima, este natural să avem tot felul de senzații. Da. Dar să continuăm să practicăm, da. Să ne dorim din suflet, da. Să ne conectăm cu scânteia noastră divină și atunci încet o să ajungem să atingem, da, să simțim. Adică este necesar stare. Să putem să fim constanți în intenția noastră, în dorința noastră de a ne conecta cu ea. Dar fără să așteptăm un ceva anume. Acum, în drum, pot să apară anxietății, fricii, să ne apară amintirii sau lucrurile pe care avem noi de integrat tocmai ca să putem ajunge acolo. La asta mă refeream când ziceam piedicii pe care le-am pus noi acolo. Mai avem câteva minute din emisiunea noastră. Ai putea să le transmiți un mesaj ascultătorilor noștri pentru cum să fie mai în armonie cu ei, poate doar astăzi sau și în zilele următoare, sau un mesaj de Paște, ce simți tu să transmiți? Una dintre cheile ca să ajungem acolo, ca să ajungem la iubire necondiționată, să putem să ne conectăm cu partea noastră divină și să o simțim și să acționăm din ea,
cum zic eu, gândurile noastre să fie inspirate din ea, vorbele noastre să fie inspirate din esența noastră divină, ca și comportamentele noastre. Ok, importanta este acceptarea. De multe ori mintea vrea într-un anume fel. Trebuie să fie așa. Adică, dacă meditez, trebuie să, nu știu, să nu mă doară nimic. Dar eu încep să meditez și încep să mă doară tot felul de chestii. Sau trebuie, nu știu, trebuie să mă trezesc la 7 dimineața să fac nu știu ce exerciții și nu-mi iese și nu-mi iese și nu-mi iese. Da? Deci acceptarea că lucrurile sunt așa cum sunt și că eu sunt așa cum sunt acum nu înseamnă că eu voi fi așa mereu. Dar astăzi, asta mi se întâmplă în secunda asta. Și să accept că acest lucru se întâmplă așa cum se întâmplă acum. Dacă îmi convine, continui să-l fac. Dacă nu-mi convine, încep să schimb ce nu-mi convine. Dar pentru asta e necesar de asemenea să mă ascult. Dar să accept în același timp ceea ce găsesc în interior. Dacă am nervi, accept că am nervi. Dacă am tristețe, accept că am tristețe. Dacă am duioșie, accept că am duioșie. Dacă am bucurie, accept că am bucurie. Deci acceptarea este ok, e importantă ca să putem să conectăm cu esența noastră divină, ca să putem să manifestăm iubirea necondiționată. Și există o practică a acceptării? Cum învățăm să acceptăm fără să judecăm ce nu ne place? Exercițiu. Deci, un timp doar exersam să accept lucrurile, adică mă gândeam că cum se întâmplă asta și acceptam că se întâmplă, adică nu judecam în niciun fel. Nici bine, nici rău, nici normal, nici anormal. Se întâmplă. Avem florii pe masă. Am volănașe. Îmi sta părul în partea asta sau ce mă doare, ce nu mă doare, ce simt sau ce nu simt, pur și simplu e ca și cum am constatat că sunt acolo în momentul ăla fără să vrem nimic. În următorul moment decidem ce să facem cu ceea ce am găsit, dar acceptarea că suntem așa cum suntem și nu altfel e foarte, foarte importantă. Acceptarea că am firele albe pe care le am, că am și unguliță pe care o am, că mă trezesc la ora care mă trezesc, că am pofta de X lucru sau de Y lucru, dar fără să mă dau în cap. Deci fără să mă critic, fără să vreau să fiu altfel, pur și simplu o accept. Și după care, pe alocuri, pot să hotărăsc să modific ceva. Dar înainte e necesar să o accept. E ca și cum am vrea să facem o vasă, să fie din lut altfel, dar trebuie să acceptăm să punem mâna pe lut și să o modelăm. Dar dacă eu nu accept că mâinile mele se vor murdări de lut și de apă atunci când modelez ca să fac vasa pe care o vreau, eu nu o să pot să am vaza aia. Dacă eu o să stau să zic, iarăși m-am murdărit că mâinile astea, că trebuie să mă curăț, o să pierd mai mult timp să mă curăț mâinile decât să fac vază. Acceptarea face parte din proces și este o cheie foarte importantă să ajungem acolo. Claudia, îți mulțumesc din suflet pentru această emisiune. Cu drag. A fost o mare bucurie să aflu atâtea informații. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi în această duminică de sărbătoare. Le mulțumim și partenerilor noștri de la Brave Events pentru că ne-au împodobit și în această seară platoul cu aceste flori frumoase. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune Împrietenește-te cu tine. O seară frumoasă!